Aparatul Parlamentului în câteva minute va începe o ședință solemnă a Parlamentului României dedicată aniversării a 15 ani de la aderarea României la NATO și a 70 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice. Evident, președintele Klaus Iohannis este cel care, într-un fel, va prezida această ședință. Evident că va participa și premierul Viorica Vasilica Dăncilă, și președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, dar și președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea. Evident, de alții parlamentari români, cei care nu au probleme să dispară de la comizii. Evident că noi, fiind țară parteneră NATO, automat avem acest moment aniversar. Vă aduc aminte că, iată, în 2002 s-a lansat invitații de aderare pentru 7 state la NATO: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia și Slovenia. Iar pe 29 martie 2004 România a aderat în mod oficial la NATO prin depunerea instrumentelor de ratificare la Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, statul depozitar al Tratatului Alianței Nord-Atlantice. Ratificarea a fost dată pe 2 aprilie 2004, acum 15 ani fix, și bineînțeles tot atunci a fost și ceremonia arborării oficiale a drapelului României la sediul NATO. Despre asta vorbim, începând cu anul 2005. Ziua NATO în România se celebrează în prima duminică a lunii aprilie, duminica ce va să vină. E o ședință solemnă a Parlamentului și îl vedem chiar pe avocatul poporului, domnul Ciorbea, acum acolo. Nu vreau să vorbim de domnul Ciorbea, iertați-mă, nu vreau cu Ciorbea astăzi. Hai să vorbim totuși despre NATO. Sunt 15 ani de aderare României la structurile NATO, 70 de ani de când există această alianță. Dan Ce Lucrea. perioadă frumoasă și mai cu nostalgic, Laurențiu, mă gândeam acum 15 ani. Era România și eram cu toții românii entuziaști, intrasem în NATO, se prefigura ideea de Uniune Europeană, o așteptam cu toții, ni se promiteau Eram lucruri mult avansați mai în bune, da, negocieri. eram foarte avansat, ni se promiteau lucruri, știam că ne vom deveni și noi parte din familia asta europeană, protecția Statelor Unite. Deja o simțeam că asta e, ai semnat cu NATO, ne-am scuturat precum calul lui Harap Alb, așa de jugul rusesc. Nu era o perspectivă rea. Iată că acum la 15 ani de la acel eveniment putem să facem, să zicem așa, bilanțul la 15 ani, da? Într-adevăr, există multe părți bune, multe lucruri importante care s-au întâmplat în România, însă nici de cum entuziasmul acelor vremuri nu cred că mai este la fel de mare cu privire la lucrurile pe care românii le așteptau să se întâmple în viața lor. Benefic. Știi cum e? Că e adevărat, din punct de vedere al alianței, avem o siguranță, suntem acolo, parteneri de nădejde, dar românul cred că aștepta și ceva, ai, nu neapărat prin buzunar, dar prin stomac, cum e vorba aia. Să simțim și noi că toate familiile astea în care am intrat ne aduc prosperitatea Da, Dane, dar totuși că este o mare Repet, realizare am zis, cu asta am început. să te Eu, trezești dimineața, realizare, și să nu mai știi că ai să te poți duce la muncă, euforia. să te poți duce la muncă și să vii seara E acasă să te adevărat. culci liniștit pe păr. Euforia, euforia. Gândește-te cum e Ucraina astăzi. Euforia nu este doar, nu mai există aceeași doar din partea celor care credeau că intrăm în această familie, Și avem doar drepturi fără da. Niciun fel de obligație. În momentul în care ai devenit partener NATO, trebuia să știi foarte clar că ai Nu, anumite dar drepturi și anumite obligații. În schimb, trăgând linie, în mod cert, niciun om cu mintea limpede nu poate să spună că acest parteneriat nu este benefic pentru România. Pentru că din momentul în care am devenit partener NATO, un lucru e cert: orice înzestrare am face noi, nu 2%, 20% să dăm la armată, oricât am înzestrat noi armata, niciodată, Doamne ferește, în caz de conflict cu Rusia, noi nu am putea face față. Da. Motiv pentru care, în rest, orice totuși, vorbă să fie e într-o alianță care are un buget de păi, tocmai asta spun. 10 ori mai mare decât Tocmai asta spun. Motiv pentru care Rusia. Intrarea în această alianță și, din punctul nostru de vedere, manifestarea unei seriozități depline în ceea ce privește angajamentele, nu poate fi. Și trebuie să nu uităm acum că avem militari care în acești 15 ani și-au pierdut viața ca să apere atât această alianță, cât și sistemul democratic în Uniunea Europeană. Mă puteți un singur lucru și la colegii mei. Foarte important. Avem militari care și-au pierdut viața. Avem militari care au dovedit că sunt pe deplin integrați în structurile NATO și onoarea
armatei române, mă rog, a fost împărțită de puține sau împărțește de puține alte armate, deoarece americanii, în general, pe teatru de operațiuni, sub nicio formă nu se lasă conduși de către comandanți de alte naționalități, decât de către comandanți în care au deplină încredere. Aș vrea să vă întreb un pic, eu urmăresc imaginile, sunt live din Parlament și s-a întâmplat un lucru extrem de interesant, care nu are nicio legătură cu bunul simț și cu cei 7 ani de acasă. Președintele Klaus Iohannis se stătea de vorbă cu cineva de acolo și l-am văzut pe Liviu Dragnea, trecând cu capul oarecum în jos, uitând, adică încercând să nu aibă contact vizual cu președintele, și prin stânga președintelui a trecut prin cadru ca și cum era extrem de preocupat de orice altceva. În spatele președintelui, ușor în stânga, Liviu Dragnea i-a strâns mâna acelui general aflat în spate, în uniformă militară, l-a salutat și pe domnul din stânga generalului, fără însă a schița vreun gest că ar fi trebuit să-l salute și pe președintele statului. Acum, la intrarea în sală, Călin Popescu-Tăriceanu, nu știu dacă ați văzut, erați ocupați cu discuția, Călin Popescu-Tăriceanu s-a trezit față în față cu președintele și evident că au trebuit să dea mâna, lucru care mi se pare absolut normal. Minimă eleganță. Da, nu știu, știi cum e, chiar dacă în gând îi spui orice îi spui tu și umpli frigiderul, domnule, aici nu e vorba de persoane în sine, ci de instituțiile pe care le reprezintă. Adică 7 ani de acasă e prea. Cred că e prea mult lui Liviu Dragnea. În fine, oricum, astfel de, cum să zic eu, de gafe, părea mea că nu se întorc împotriva președintelui României, se întorc împotriva... Nu, credeți-mă, este o simplă observație pe care... pe care am constatat-o, am văzut-o acum câteva zeci de secunde. Pot să vă citesc, stimați invitați, și conținutul declarației Parlamentului României, o declarație semnată de Călin Popescu-Tăriceanu și Liviu Dragnea, vis-a-vis de acești 15 ani. Pregătiți-vă să dați cu paharele mine, nu e vina mea, limbajul de lemn nu mi-aparține. Alăturarea României ca membru cu drepturi depline la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord în 2004 constituie un reper fundamental al istoriei contemporane a României, confirmând apartenența la o comunitate fundamentată pe valori democratice, puternice legături transatlantice și garanții solide de securitate. Bilanțul celor 15 ani care au trecut de la acel moment evidențiază deopotrivă valențele euroatlantice ale societății românești și caracterul vizionar al demersului de aderare cu sprijinul puternic al societății și al întregii clase politice românești. Aderarea la Alianța Nord-Atlantică a deschis drumul recâștigării locului și rolului bine meritat într-o comunitate euroatlantică unită, liberă și prosperă. Mai avem beneficiile acestei opțiuni sunt vizibile și cuantificabile în viața de zi cu zi a cetățenilor români. Parcursul democratic, dezvoltarea economică, progresul social au fost favorizate de protecție și securitatea pe termen lung a NATO. Trebuie să cunoaștem că nici Tăriceanu și Dragnea la un loc n-au pus atâta suflet, că n-au recitit-o. Dacă au scris-o, evident că nu, așa cum ați făcut-o dumneavoastră. Vreți? Dincolo de asta... uitați-vă, 3 președinți, moment istoric, era și să fie și al 4-lea, dar e în spital acum, că au suferit operația pe cor deschis. Ăsta este un moment, într-adevăr, istoric. Păcat că nu e și domnul Iliescu. Vă rog. Din păcate, lăsați, că asta nu e chiar un păcat că nu e și domnul Iliescu. Eu aș vrea doar să revin la... Ca moment istoric, domnul Iliescu. Chiar păcat. Sincer, îi doresc foarte mult de sănătate domnului Iliescu, pentru că m-aș bucura foarte mult că atunci când se va termina procesul, să-l prind în viață. Revenind la ziua de astăzi, trebuie să recunoaștem cu toții că, fără echivoc, este cea mai mare realizare a României post-decembristă. Vreți să ascultăm și noi imnul, vă rog frumos. Hai să ascultăm imnul. Dați-mi cu sunet, vă rog, din Parlament.
Bun, am ascultat intonarea imnului de stat. Există un protocol evident la o astfel de ședință solemnă. În continuare, bă, consider și vă contrazic, domnule deputat, președinții României, indiferent de apartenența lor politică sau de ce au făcut de-a lungul timpului, ca instituție, ca instituție, aici trebuie respectați. Da, respectată instituția și ei respectați ca oameni fiecare cu părerile lor. Haideți să revenim la 15 ani de NATO, de aderarea României la NATO. Eu mai am din comunicatul ăla cu limbaj de lemn. V-am aplaudat, superb. Spuneți-mi dacă mai vreți, că eu mai am, nu? Bun, ideea este următoarea, că avem politica ușilor deschise în NATO. România salută aderarea Muntenegrului și a Republicii Macedonia de Nord, da, la Alianța Nord-Atlantică, ceea ce e foarte interesant. E în proces. Salută România, România este de acord. Salută Macedonia de Nord, e în proces, Muntenegru a intrat. Nu, Viorica Vasilica Dăncilă, Priștina, nu? Dar, de asemenea, cred că nu putem să jucăm nicăieri în altă parte în momentul de față. Și apropo de ce ai spus de NATO, de Macedonia de Nord, astăzi are loc o vizită istorică. Premierul Tsipras se întâlnește cu președintele Republicii Macedonia de Nord. Ceea ce mi se pare, într-adevăr, un alt moment istoric, președintele României, Klaus Iohannis. Domnilor, președința Senatului și Camerei Deputaților, doamnelor și domnilor parlamentari, doamnelor și domnilor membri ai Guvernului, excelențe, doamnelor și domnilor, aniversăm în cadrul acestei ședințe solemne 15 ani de când România a aderat la cea mai puternică alianță din istoria omenirii. Din 2004, suntem nu numai într-un parteneriat loial cu această solidă organizație politico-militară, ci și membrii respectați ai Clubului Statelor Democratice. Și acest aspect este unul foarte important, pentru că trăinicia NATO și forța sa sunt date, în primul rând, de adeziunea la valori fundamentale pe care inclusiv țara noastră și-a asumat să le respecte. Iar aceste valori sunt libertatea, democrația și statul de drept. Anul acesta se împlinesc și 70 de ani de la semnarea la Washington actului fondator al NATO, care stă la baza apărării noastre colective și care garantează nu doar securitatea, ci și prosperitatea și exprimarea liberă și democratică a țărilor membre. Istoria ne-a demonstrat că principiile democratice și o comunitate bazată pe solidaritate și responsabilitate față de securitatea aliaților reprezintă esența proiectului euroatlantic și cheia succesului misiunilor NATO. Doamnelor și domnilor, pentru țara noastră nu a fost deloc ușoară revenirea la democrație după epoca neagră a comunismului și tocmai de aceea merită salutat și apreciat efortul conjugat al tuturor forțelor politice, al diplomației și al armatei, care a făcut posibil dezideratul național de a aduce România în NATO și în spațiul valorilor euroatlantice. Cu atât mai condamnabile sunt acțiunile actualei majorități PSD, care prin asaltul fără precedent în ultimii 30 de ani majorității PSD, care prin asaltul fără precedent în ultimii 30 de ani la adresa statului de drept riscă să fragilizeze
statutul țării noastre în Alianța Nord-Atlantică și în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, am înțeles. Modificarea legilor în folosul unor persoane, demagogia, atacurile la adresa stabilității economice și financiare a României, creșterea inflației și devalorizarea monedei naționale, arbitrariul și lipsa de profesionalism, acestea sunt realele politici ale guvernării PSD. Nu întărirea democrației, nu consolidarea justiției, nu responsabilitatea și predictibilitatea în economie, nu infrastructură care să garanteze inclusiv siguranța oamenilor, nu acestea sunt politicile PSD. Guvernarea PSD, vă spun acum, care a devenit sinonimă cu incapacitatea administrativă și cu diletantismul, vulnerabilizează România. În contextul în care țara noastră are toate aturile pentru a fi un pilon al democrației și stabilității în regiune, PSD eșuează să se ridice la importanța acestui moment strategic. Lipsa de respect manifestată de PSD față de armată a culminat cu demersul de a contesta în justiție decretul de prelungire a mandatului șefului statului major al apărării. Instanța de judecată a respins această acțiune nefondată a PSD, care a pus armata României într-o situație delicată din rațiuni strict și numai politicianiste. Dacă adăugăm și incapacitatea de a moderniza legislația în domeniul securității naționale, avem doar câteva aspecte care arată incompetența PSD și o profundă neînțelegere a ceea ce înseamnă să conduci un stat care cetățenii sunt cu adevărat bine protejați. Ca președinte, am responsabilitatea de a veghea la buna funcționare a autorităților publice. Este atribuția mea constituțională să atrag atenția că o guvernare bună, o guvernare corectă, o guvernare cinstită reprezintă inclusiv o garanție de securitate pentru România, în timp ce această guvernare eșuată reprezintă în sine un risc pentru țară. Ne confruntăm cu amenințări tot mai complexe, atât clasice, cât și asimetrice și hibride, provenind din multiple direcții strategice, care tind să afecteze în moduri tot mai subtile NATO. De aceea, este nevoie de coeziune politică internă în fiecare stat aliat, precum și de unitate politică și solidaritate la nivelul organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Doamnelor și domnilor, este nevoie ca NATO să-și întărească în continuare postura de descurajare și apărare pe flancul estic. În acest scop,
Trebuie să îmbinăm rolul unic și cuprinzător pe care îl are NATO în apărarea noastră colectivă cu abordarea integratoare a Uniunii Europene în gestionarea crizelor. Putem realiza această corelare dacă aducem împreună, într-un efort bazat pe sinergie și complementaritate, instrumentele și resursele de care dispun cele două organizații. Rezultatele vor fi fără îndoială în beneficiul cetățenilor, pentru că va crește securitatea europeană și euroatlantică. De altfel, unitatea și coeziunea definesc fundamental prioritățile președinției în exercițiu a României la Consiliul Uniunii Europene. Acordăm o atenție specială avansării cooperării între NATO și Uniunea Europeană în toate domeniile de interes comun și în special pentru îmbunătățirea mobilității militare pe continentul european, pentru creșterea rezilienței partenerilor și pentru combaterea amenințărilor hibride. România va continua să contribuie activ în acest sens. Totodată, țara noastră va continua să susțină întărirea solidarității în interiorul NATO, inclusiv prin consolidarea relației transatlantice. În NATO, relația transatlantică este garanția funcționării optime a alianței și a apărării colective definite de articolul 5 al Tratatului de la Washington. Doamnelor și domnilor, profesionalismul, devotamentul și spiritul de solidaritate ne permit să avem, în acest moment, o alianță credibilă și puternică, capabilă să asigure securitatea cetățenilor noștri, precum și să mențină sau să readucă pacea acolo unde este amenințată sau afectată. Țara noastră acționează constant și consecvent pentru a-și consolida profilul în cadrul alianței pe mai multe dimensiuni strategice, politică și diplomație, apărare, inteligență și comunicare strategică, ceea ce dă o perspectivă clară obiectivelor pe care ni le propunem în NATO. Trebuie să înțelegem însă cu toții că apărarea colectivă începe acasă și necesită investiții atât în resurse umane, cât și în capabilități militare din partea fiecărui aliat. În ultimii ani am obținut rezultate semnificative prin alocarea 2% din produsul intern brut pentru apărare. La inițiativa mea s-a încheiat această înțelegere. Mulțumesc! Fapt care a permis dezvoltarea programelor naționale de înzestrare atât de necesare pentru ca România să-și consolideze rolul de furnizor de securitate. A fost rezultatul unui consens politic obținut la inițiativa mea. Mulțumesc! Guvernului și Ministerului Apărării Naționale le revine rolul de a pune în practică, prin programe coerente, strategia de înzestrare a armatei, pentru care există premise favorabile de finanțare. Din păcate, faptele demonstrează cu totul altceva. Proceduri de achiziție anulate sau contestate în justiție de chiar cei care le-au inițiat și o incapacitate cronică de a gestiona în domeniu vital pentru securitatea națională, cum este cel al înzestrării armatei. Incompetența guvernanților, stimați parlamentari,
riscă să afecteze chiar modul în care ne îndeplinim angajamentele și responsabilitățile NATO. Doamnelor și domnilor, la ultimele summituri NATO, desfășurate la Varșovia și Bruxelles, am susținut necesitatea întăririi procesului de adaptare a alianței prin măsuri destinate consolidării apărării pe flancul estic. Mă refer aici la prezența aliată înaintată din România și din regiunea Mării Negre, precum și la cea din Polonia și statele baltice. Toate aceste eforturi ale noastre au condus la adoptarea de noi decizii cu relevanță operațională. Am înființat Brigada Multinațională Sud-Est la Craiova și participăm cu militari în Polonia în cadrul grupului de luptă condus de Statele Unite ale Americii. Comandamentul Diviziei Multinaționale Sud-Est a primit certificarea ca capabilității operaționale finale anul trecut. Voi susține ferm în continuare poziția României de abordare unitară, coerentă pe întregul flanc estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, condiție esențială pentru gestionarea eficientă a provocărilor în creștere la adresa mediului de securitate regional. Doamnelor și domnilor, în ultimii ani România a reușit să consolideze prezența pe agenda aliată a situației de securitate din regiunea Mării Negre, care este acceptată de toți aliații ca fiind esențială pentru securitatea militară în Crimea. Recentul incident din strâmtoarea Kerci, conflictul în desfășurare din estul Ucrainei. Da, fulminant discurs al președintelui Klaus Iohannis va stârni multe controverse și multe discuții astăzi, comentarii și discursul în știrile B1 TV de la ora 15, știri prezentate de Alex Ferrariu. Ne revedem mâine la 13. Mulțumesc invitaților pentru prezență. Toate bune!